așa. Bună seara! Bună seara! Vreau să vă spun, în primul rând, bine ați venit la Muzeul Vulcan. Bine ați revenit la Muzeul Iosif Vulcan. Și mă bucur că suntem atât de mulți. Suntem și la cultură mulți, numai la altele. Numai la incultură, bine să zic. În seara aceasta, după cum știți, evident, vă anunț eu, participa la lansarea unei cărți a lui Furnea Beleam, scriitor și eseist, care de data asta ne propune o carte de publicistică. Sigur, la bază este o teză de doctorat. O teză de doctorat pe care a revizuit-o și vine și ne prezintă astăzi într-o nouă variantă și într-o nouă, evident, condiție grafică. Vreau să vă spun că, probabil, dacă nu greșesc, fapta lui Fornea Beleam, adică să scriu istoria presei, adică să încerc să organizez haosul, cum încearcă Fornea Beleam, haosul din presa post-decembristă, oră bihoreană, nu e un lucru de aici de acolo. De aceea eu l-admir pentru această muncă sisifică, să aduni toată presa care s-a făcut în Bihor după Revoluție. Să știți că poate cea mai mare exuberanță pentru cei care ne ocupa puțin cu literatura a fost deschiderea aceasta de 89, când am crezut, noi care scriam, că putem reclădi România din cuvinte. Johnny, Bihorul a fost pe locul 5 în România, în calitate, la producție de revuistică și presă. Da, da. 90. De aceea, 5 în România. Da. De aceea, fapta lui Florin rămâne remarcabilă și nu știu dacă cineva, cred că e prima, nu știu, în istoria Bihorului mai avem, acum mai avem. Nu. Cred că de ori nești avea oameni din Bihor, ceva. Da, e ceva. Nici nu văd foarte repede acest lucru. Rapid vreau să vă spun că... Marea Aurel Tricon, o secvență... Ciorcescu are istoria presii. Din perioada intervenită. Da. Alături de autor de Furnea Beleam este și jurnalistul Florin Ciucaș, cu care trebuie să vă spun că la un moment dat cu Florin am fost la Gazeta de Vest coleg de jurnalism, apoi la noua Gazeta de Vest am fost toți trei jurnaliști. Sigur, foarte toți cei care au lucrat în presă sunt personaje mai importante sau seribunare în această carte. Acum, foarte pe scurt, ce vreau să vă spun e că Florin Beleam, ce-mi place la el, pentru că face o gazetărie de scriitor. Să știți că aceasta este lucru foarte important. El tot timpul cât a practicat gazetăria, face din perspectiva de scriitor, chiar și ca când a lucrat la televiziune, unde cultura intră foarte greu, dacă nu imposibil, el a ținut totuși o tentă și o chestiune culturală. Aceasta este foarte important. Dar trebuie să știm lucrul ăsta, mari scriitori în literatura română au fost și gazetari. De aceea, sigur, nu voi sta foarte mult, nu o să mă refer deloc la cartul, va face colegul nostru Florin Ciucaș. Eu o să schițez un portret al lui Furnea Beleam, în care sper că se va regăsi. Dacă nu, asta e. Există fel de fel de încercări. Descrisul în general, nu doar la această, sigur, ating și descrisul la această carte. E un text foarte scurs, să nu mă speriați. Spirit cu adânci propensiuni ludice, dar și cu nebănuite resurse de pragmatism, afișând un astâmpăr intelectual derutant, Florin Ardelean pendulează discret între fenomenologia erosului și incursiunea de factură hermeneutică, între aliditatea textului documentar și fecunditatea speculației filozofice. Claviatura scrisului său se întinde de la exercițiul prozastic la eseu și critica de idei cu lungi stagii în jurnalism și istoria presei. Aplicat și inventiv, scrisul său atinge repede temperatura unei expresivități și elocințe atent sumite, cu accente vădit calofile. Seduce retorica barocă a unor ampe volute argumentative, de magia eforescentă a cuvintelor, cărțile și textele lui sunt un cumul de verbă creativă, patos descriptiv și avânt euristic. Prozator subtil și eseist flamboyant, practicând o exegeză cu ambiții exhaustive, el se lasă ademenit doar de cărțile care îl provoacă ideatic, de cele care îl captează cu abordarea tematică și cu ineditul lor. Cu un temperament ușor retractiv, cultivând o marginalitate emulativă, demersul său creativ, marcat de accente sentențiale și de specificități apodictice, evoluează pe mai multe registre polifonice, vizând integralitatea unei viziuni culturale, incidența stimulativă dintre patosul ideatic și stilistica eclatantă a transpunerii textuale. Schimbarea registrelor elocuționale îi stimulează apetența scripturală, după cum cadența publicistică îi reglează metabolismul creativ. Cu activitate literară substanțială, cu o susținută dinamică editorială,
Florin Alderan este unul dintre cei mai aplicați scriitori care oscilează spectaculos între proză, eseistică și excursul ideatic, între istoria factuală și jurnalism, plasându-le într-un sincretism acaparant și provocator. Autor persuasiv, cu o fire curioasă, care glisează pe mai multe paliere, rămâne o figură solitară în spațiul cultural oradean, una în care nu e ușor de fixat în insectarul taxonomiei critice. Cărțile publicate până acum fac dovada unui autor profund, cultivând largi spații culturale și non-conformiste itinerarii cogitabunde, unul care și-a făcut din scris o netesimulată aventură spirituală încheiată scurta mea încercare de a-i surprinde un botelul Florinar de la. Și acum, sigur, să nu stăm foarte mult, îl invit pe Florin Ciuca și să treacă direct la tema noastră. Probabil că ar fi trebuit să-l prezinți pe Florin și ca fiind un bun jurnalist, un foarte bun editorialist, un pamfletar, un care a polemizat, care a pus probleme și chiar și un lider de redacții. La fel ca și mine, și el este personajul în carte. Bine, nu sunt autorul, da? Nu doar autorul prostiilor enumerate acolo. Într-un fel e și riscant că m-a invitat pe mine să prezint cartea în dubla calitate, odată de redactor șef al Bihoreanului, care adminte în final este taxat măguritor de Florin ca fiind un produs de succes care a rezistat examenului anilor, spre deosebire de multe alte candidații. Dar pe de altă parte sunt personaj, cum am spus, în această carte și aș spune că să folosesc un șablon al presei, un personaj controversat. Adică îmi găsește și lucruri bune, îmi găsește și neajunsuri, care mă catalogează ca fiind copilul teribil al presei orădene și întemeietor al setului de investigații de la jurnalul Bihorean pe care îl laudă foarte mult, dar pe de altă parte îmi și spune la un moment dat că, ca, pe bună dreptate, ca efect al unei năzbâtii pe care am făcut-o cu un coleg Sorin Zotoc legat într-un articol, un derapaj, să zic, profesional și în care îl catalogam pe acel personaj din articol ca fiind rușinea sistemului vamal românesc, ne catalogează pe noi doi ca fiind rușinea presei corene sau, mă rog, că am putea fi catalogați ca atare. Derapajul a fost flagrant. A fost un derapaj flagrant, poate că o să discutăm și despre chestiuni punctuale. Da. În timpul acestei seți, facem doar o teorie. Vă spun dialog. Discutăm și cazuri care ne-am lovit. Acesta fiind unul în care, da, la vremea respectivă nu aveam instrumentele sau nu aveam cunoștințele necesare ca să apreciem dacă, până la urmă, lucrul este publicabil sau nu. Era vremea experimentelor și a presei făcută din pasiune și din improvizație, fără reguli, era un soi de haiducie. În care presa instinctuală. Da, instinctuală și care relatarea sau narațiunea lucrurile era adesea înlocuită de invectivă sau de acuzație, de clamare, de a fi neutral atunci, a fi fost neutral, era un handicap. Nimeni nu te băga în seamă dacă nu erai expresiv, dacă nu erai chiar expresionist în ceea ce faci. Ce am găsit ca merit al acestei cărți, care se numește, pe bună dreptate, istoria jurnalismului bihorean, este că reprezintă o istorie a comunității locale în primii ani de democrație, nu doar o simplă istorie a presei locale. Florin Alderan a reușit să facă prin această carte, prin această muncă titanică de a linge arhivele și de a citi, practic, se vede acest lucru, că a citit practic aproape fiecare articol apărut în acea perioadă, în cei 11 ani analizați. Deci a reușit din acest câmpie să facă un puzzle care practic creionează istoria acestei comunități locale și care astăzi, privită retrospectiv de către cititori, probabil mai tineri, o vor descoperi oarecum șocați. Se vor întreba pe bună dreptate, acesta e orașul, acesta e județul în care am trăit sau în care au trăit părinții noștri. O lume plină de, să zic, culoare, excese, multă pasiune, temperament. Și de culoare. Mult sex. După o perioadă de
Fiecare se mută de un pot. Da, da. De, în care tema era tabu și alte asemenea. Spunea cineva, Florin, spunea cineva că în momentul în care, în care faci abstracție de diavol ca și când n-ar exista diavolul, pățești la fel ca atunci când faci abstracție de femeie și cu diavolul vei ajunge tot în pat. Deci nu trebuie să faci abstracție de ceea ce este rău, nu, nu poți evita să asumi rău pentru că vei, vei păți-o. Te rog, scuze. Precum o celebritate locală a vremii, un maior de poliție, Roșia, care... Roșia, care a fost descoperit în dulap, da. Și care a fost descoperit în pat, da, în pat, o, contra, o, o contravenientă care încerca să-și caute astăzi scăparea, da. Și a fost surprins în flagrant. Nu, au scăpat aia, sau nu? A fost arestată și apoi a intervenit presa, lichisime, denunțând abuzul poliției pentru că a fost acuzată pentru ce? Pentru șantaj. Erau și pentru reținere, pentru cum se numește? Sechestrarea de persoană. L-au sechestrat pe ăla care era în fundul gol. Aia e Roșia. Era într-adevăr o mare problemă de încadrare juridică, relata presa vremii. Precum relata iarăși cu savoare toate detaliile întâmplării, în modul în care fratele și prietenul ei au ieșit din, au descins din dulap cu camera video pornită și au surprins pe maiorul respectiv, care a năuc, s-a ridicat și umbla. Deci compromatul lui Putin are antecedente și la ora. Umbla în cerc, în cameră și zicea, merită asta, am fost înfocat, pe stilul postel. Realizată fiind un personaj care a fost strâns legat de această istorie, cu bunele și cu relele ei, adunând simpatii și antipatii, este evident marcată de subiectivism această analiză, dar el nu face, Florin Ardelean, greșeala care se făcea mult în acea vreme în presă de a confunda planurile și de a amesteca factualul cu opinia. Încearcă să separe cele două lucruri, prezentând pe de o parte informațiile nude, să zic așa, și lăsând și cititorului posibilitatea de a le interpreta, oferind însă, acolo unde simte el nevoia, uneori în exces, zic eu, propriile sale concluzii. Făcând chiar în unele locuri, mergând până acolo, până a contrazice relatările din ziare, contrapunându-le propriilor sale investigații, dacă putem zice așa. Este într-o oarecare măsură chiar și o analiză autocritică, am perceput-o ca atare, fiindcă și Florin a condus redacții care n-au avut finaluri așa de fericite, cum a fost Cotidianul Vest. Îi revine, scriam aici, meritul de a asambla 11 ani de presă, parcursă filă cu filă, într-o singură carte, rezumând captivant cea mai interesantă epocă de transformări a societății. Un efort serios, consumator, care poate tocmai de aceea nu are o continuare. De la momentul 2007, când a apărut prima ediție, până astăzi, deci vreme de 15 ani, nimeni nu și-a mai pus problema de a continua o istorie a jurnalismului bihorean după anul 2000, deși, aș zice, după anul 2000, odată cu profesionalizarea presei locale sau cu începutul profesionalizării ei, a început o perioadă foarte interesantă, foarte dinamică, de dezvoltare, zic eu, a mass media locală. Deci a rămas un deziderat această continuare, deschisă probabil celor mai tineri, că Florin înțeleg că nu se mai înhamă la așa ceva. Ce aș mai zice, nu vreau să plictisesc, voi spune succint câteva lucruri despre etapele pe care le-a găsit Florin Ardelean de cuvință să le sublinieze în evoluția presei. Trei etape. 90-92, anii căutărilor febrile, anul în care publicațiile apăreau, dispăreau, a fost vremea tirajurilor enorme, a titlurilor numeroase, a senzației vazii generale că în fiecare ins zace un pui de ziarist, în care fiecare avea ceva de spus, simțea nevoia să se exprime, în care presa practic locală, să zic așa, era mai puțin o alcătuire de știri și informații și relatări despre imediat și despre eveniment, cât o colecție de comentarii, opinii, acuze,
Și ba chiar în bună măsură, presa locală era de fapt o copie a presei centrale, căci temele erau atât de generale, imediat după Revoluție, atât de globale, să zic așa, încât puteai recipi un articol de din Gazeta de Vest în orice parte a țării. Și caracterul acesta local, zic, era estompat în bună măsură. A doua perioadă, 93-99, perioada în care presa începe să se cizeleze și să se maturizeze, grație concurenței. Până în 93 a existat un singur cotidian de limba română. Până în decembrie 92. Fac sublinarea că Florin se referă doar la presa de limba română. Deci a existat un singur cotidian de limba română, Crișana, pe care ne trece în categoria presei de emergență. Poate ne va explica el mai exact ce înseamnă asta. Eu practic înțeleg, sau mă rog, interpretez ceea ce au văzut cu toți contemporanii perioade, o transformare șocantă de pe zi pe alta unui ziar care ieri închinau sanale da, lui Ceaușescu și întregului regim, iar a doua zi condamnat criminalul și cu sinistra sa consoartă. Pe cealaltă categorie o numește presa de elan, toată această puzderie de publicații apărute din această dorință de exprimare quasi generală în societate. Deci a fost cea mai tumultoasă perioadă, 93-99, și încheie cu anul 2000, anul truschizării, anul în care deja se ajunsese la o oarecare maturizare, apar mogurii, ziarele de trust, încep să se manifeste interesele patronilor, jocurile de imagine, dar pe de altă parte asistăm și la o profesionalizare a preslei, deja se încheagă această dreaptă, deja funcționează, există deja școli de jurnalist, există deja jurnaliști, apar deja jurnaliști în adevăratul sens al cuvântului. Cu subliniarea că până la mijlocul anilor 90 nu putem vorbi de jurnaliști profesionalizați, ci doar de amatori sau de jurnaliști improvizați, de oameni care au avut vocație, tragere spre această meserie, cum mă consider și eu, sau pur și simplu rătăciți prin aceste redacții. Dar puteam numi cu urechiști, după modelul, nu în sens peiorativ, vreau să spun, după modelul muzicienilor foarte buni, care nu cântă pe note, dar sunt mai buni decât aia care termină 5 concerte. Da. Am și un citat interesant din carte care definește primii 6 ani ai presei locale, al lui Florin. Spune așa, legitimația de presă a ținut loc certificatului de studii, totul s-a redus la vocație, inși onorabili, lepre, veleitari, literați de coloratură, analfabeți cu tupeu, inocenți ce și-au ratat secolul, cu toții au devenit istoricii clipei în ghilimele. După afirmația lui Albert Camus, care definește jurnalistul ca istoric al clipei. Bine. Între 96-2000, presa locală s-a maturizat în ritm alert. Nu cred că are sens să trecem în revistă etapele sau momentele. Poate câteva momente importante, deci, pe care le-ai tușat ca atare în carte. Și anume apariția concurenței la Crișana, apariția primelor bine, înainte de cotidiene au fost primele publicații independente, Gazeta de Vest și Phoenix, cu două trăsături eminamente diferite. Phoenix era o publicație naționalistă, ușor cu accente antimaghiare, în vreme ce Gazeta de Vest era progresistă și cu orientare democratică. Prima, Gazeta de Vest era un fel de revistă 22 în vigor, iar Phoenix un fel de România Mare în vigor. În preajma campaniilor electorale s-a văzut și orientarea politică a fiecăruia, adică Crișana s-a aliniat bine, Crișana se aliniase după dispariția tătucului comunist, s-a aliniat rapid în trena noii puteri, în vreme ce Noua Gazetă de Vest a pledat pentru Convenția Democrată și opoziția la ceea ce se numea regimul Iliescu, acuzând
neocomunismul și criptocomunismul. Asta era criptosecurismul, care erau cele două tare în top. Deci, apariția cotidienelor apoi, a jurnalului de dimineață în prima fază, apoi a jurnalului bihorean. Jurnalul de dimineață va avea în ani o deviație destul de urâtă în zona macabrului și așa oripilantului, accent pe infracționalitate, pe știri de șoc, de tip șoc. Era o adevărată nebunie a titlurilor capcană, dornice să atragă, a imaginilor scabroase, deci își găseau pe prima pagină locul, ceea ce ar fi de neînțeles în ziua de astăzi, fotografii cu cadavre. Un cadavru pe jumătate putrezit, scos din criș, pe prima pagină, jurnalul de dimineață, și după aceea s-au și lăudat că, pentru a se scuza, s-au lăudat că datorită publicării acestei poze a fost identificată victima de către, ca să vezi, de către văduv. Sau publicată fotografia, scuze-mă, Florin, trebuie să spun așa, să văd fotografiată, pentru că ține de, toate astea ține de nebunia anilor respectiv, de macabru. Poza unui om fotografiat la Spitalul Județean, secția oncologie, cancerul îi mânca buzele și l-a fotografiat fără buze. Prima pagină din ziua. Deci nu era suficient titlul în sine, care era o non-știre promovată pe prima pagină, a simțit nevoia și ilustrării. A avut însă publicul său, așa cum orice și astăzi, orice site sau orice publicație de tipul ăsta are publicul ei. Meritoriu a fost pentru jurnalul bihorean, care a rezistat acestei tentații și a ales o cale a jurnalismului decent și profesionist, să zic așa, într-o conjunctură în care Crișana era într-o amorțială inexplicabilă, din care nu putea ieși. Crișana, dacă nu mă înșel, undeva în jurul anului 97, a fost pe ultimul cotidian care a apărut lunea până atunci. Nu era zi de apariție. Și a rămas pe plumb multă vreme, de nu știai pe prima pagină pozele dacă sunt de cu băieți sau cu fete. Ce este emblematic anul 97-98 la jurnalul Librean, pe perioada marilor anchete, intitulat de care, să zic așa, e legat și direct numele meu, cu bunele și cu relele, cum am zis. Au fost, într-adevăr, o serie de investigații puternice, favorizate de faptul că exista un aplomb și exista libertate de expresie în sensul neintervenției patronatului la nivelul părimașului, care putea să facă cam ce dorea. Exista multă ambiție, multă pasiune, multă dorință de a, să zic așa, demola, ghilimele de rigoare. Florin spune în carte că și fără ghilimele, în sensul că erau și ținte anumite personaje care se urmărea, să zic așa, distrugerea lor, aia imagine. Florin stă și vede în spatele unor anchete sau presupune și existența unor interese. Bineînțeles că în spatele fiecărui dezvăluiri exista o sursă nemulțumită sau exista un grup care ar fi fost fericit dacă protagonistul acelei anchete ar fi dispărut din peisaj. Bineînțeles că în acest context am fost cu siguranță folosiți, da? Sigur. Furnizându-mi se subiecte sau indicii sau informații pe care le-am folosit, Florin zice, mânați de dorința de a fi exclusiv și legitim, dorință legitimă. O dorință pe care și eu zic că este legitimă. Și de asta spun că undeva criticile tale sunt cumva excesive în această zonă în care spui că principiul neutralismului era adesea călcat în picioare
Ori aș zice că o investigație, asemenea unei investigații penale condusă de un procuror, nu pornește neapărat de la prezumția de nevinovăție a celui vizat și de la un neutralism din ăsta politically corect, cât despre dorința de a demonstra un fapt sau o informație de bază pe care o ai și acolo este o problemă sau că acel individ e o problemă. E controversat în carte cazul Vasile Popa, al procurorului. Da, care îl propun drept analiză anatomică, să spun asta. Cazul Vasile Popa. Poate că o să mă refer la un pasaj în care ai făcut tu anchetă în carte de istorie. Da. Da. Pornind de la anumite documente pe care am apucat să le văd. Dar o să discutăm. Analiza anatomică... Nu plecăm de aici până nu rămânim tot. Analiza anatomică ar fi în adevăratul sens al cuvântului, dacă nu, parcă domnul Meseșan ar veni și cu caseta video, nu poate. Care n-a apărut de nu poate veni. 30 de ani azi mâine. Caseta video care îl surprindea pe procurorul Vasile Popa într-o poziție indecentă, ingrată, și anume închis în propriul său birou din cadrul parchetului, în compania unei domnișoare care avea doamne. Doamne, că soțul dânsei era la pușcărie, deci la căsătorită. Pentru că au divorțat. Și nu se știe exact ce făcea, dar au fost surprinși. Amândoi cu pantaloni în vine, de către o echipă coordonată de către șefii parchetelor și cameramanul oficial al parchetului, care au spart ușa pentru că eram cu iată pe dinăuntru. Asta se întâmpla în timpul zilei, deci în timpul programului de serviciu, și au năvălit peste ei. La ora 5 după masă. Prinzându-i în această poziție îngrasă. Conform procesului verbal, se aflau cu chiloții în vine la diverse înălțimi față de soc. El cu pantalonii mai ridicați, iar ea cu pantalonii mai coborți. Dar Irazului Florin plăcerea de a relata asta, poate la dezbatere. Eu pomenesc eventual niște chestiuni mai serioase, sau nu, pomenesc pe cea mai serioasă pe care Florin a considerat-o un vârst al investigațiilor, și anume ancheta pe care am publicat-o în Jurnal Bihorean și în România Liberă. Eu eram corespondent local al României Libere, lucru care m-a ajutat enorm în meserie, și alți colegi ai mei nu au avut. Puțini nu au avut acest privilegiu. Îți conferă într-adevăr un soi de protecție, să fie puterea unui cotidian central, unei structuri care să ține fata la orbită. Vorbim la nivelul anilor 90 de România Liberă, un ziar de 10 de exemplare. Petre Mihai Băcanu era directorul și publicației, deci era o adevărată forță. 10 de pagini de publicitate, fascicole, o atitudine extrem de critică. Deci era vorba de, în plin embargo impus fostei Iugoslavii, centrul operativ zonal SRI din Oradea, implicat în contrabanda cu petrol. Și spune Florin, investigația costă un vârf, o împlinire și în același timp un succes al jurnalismului bihorean, dovada că perseverența, sursele bine puse la treabă și o intuiție dublată de luciditate pot provoca astfel de evenimente media. Într-adevăr, a fost o chestiune șocantă și cu repercusiuni, pentru că am reușit să demonstrăm că în vreme ce statul român oficial respecta toate normele internaționale și embargoul impus fost în Iugoslavii în perioada conflictelor armate, de fapt în subteran, prin subteran folosind serviciile secrete, adică serviciul român de informații, într-o asociere cu componente ale mafiei italiene și ale unor structuri de tip masonic și ale mafiei, extensia ale mafiei italiene în România, care finanțau această operațiune, efectiv alimenta cu petrol mașina de război, de o manieră extrem de simplă, să zic așa, adică noaptea, ca hoții, cum s-ar spune, treceau garniturile peste frontieră, lucrul ăsta întâmplându-se la punctul de frontieră Jimbolia, Chichinda. Propaganda Duie era organizația italiană. Și fost apoi interzisă. Da. Și repudiată de
condus în continuare de cel interzis. Logeli, elegeli. Mă întreb spre final, enumerând câteva din trăsăturile pe care le-a găsit Florin presei de tranziție în așa numită analiză structurală a presei pe care o face în finalul cărții, și anume, enumer doar câteva cu care sunt de acord și pe care le-am văzut, le-am simțit pe propria piele. Maniheismul, lipsa de nuanțe, împărțirea în tabere, bine și rău. Asta a fost emblematică. Existau buni, răi. Noi eram cei buni și vânam pe cei răi sau invers. Amatorismul, nu mai discut. Faptul că nu exista un cadru deontologic, un set de reguli, abia la mijlocul anilor 90, în redacția jurnalului Bicorean, prin grija unui coleg de-al vostru de la familia Alexandru Șereș, nu cred că este aici, am început o profesionalizare, să zic așa, internă a jurnaliștilor, nu? În acele norme, acele seturi de norme interne și de paginație, și de editare, și de filtrare, și de scriere a știrii. Era epoca în care cărțile de jurnalism se dădeau din mână în mână sau se traduceau că existau doar în limba străină. Dinamica personalului, improvizațiile redacționale, faptul că au populat redacțiile valuri de oameni din diverse sfere. Întâi a fost Sfera Culturală, care a alimentat Gazeta de Vest, Noua Gazetă de Vest, în primii ani. Apoi oamenii mai degrabă tehnici sau cei atrași, cei cu vocație, care s-au transformat în jurnaliști, că abia apoi profesioniști. A existat, spune Florin, un adevărat vertij în casetele redacționale în toată această perioadă. Spre deosebire, Arte este timp astăzi. Stăm în două cotidiene de limbă română, cu tiraje scăzute, într-un săptămânal al nostru Bihoreanu, cu tiraj relativ modest, cu casete redacționale mici și cumva încremenite în timp. Vin puțin tineri atrași cu adevărat de meseria asta. Aici ne puteți spune și voi, care vedeți fenomenul la facultate. Și finalul, o mică dezamăgire am legată de această ediție. Aș fi așteptat ca adăugirile față de precedenta să fie mai consistente, mai ales ca volum. Au avut în plus doar câteva pagini în care Florin face o poveste scurtă a ultimilor 20 de ani. După 20 de ani un an peste timp legat de ce s-a ales din presa locală, constatând evident despre că e o industrie în vizibilă scădere, cu un număr de titluri puține și cu un impact pe măsură. Apropo de asta, exista aici o trăsătură fundamentală a presei în anul primului deceniu post-revoluționar, dar care în bună măsură o găsim și astăzi, lipsa efectelor. Și anume faptul, scrisul în gol, scrisul degeaba, dezvăluirea făcută de pomană. O chestiune care și-a pus amprenta la modul destul de neplăcut asupra jurnalistului, ca, nu știu, creator de valoare, să spunem așa. Povestea ultimilor 20 de ani nu are nimic glorios sau idilic, spune Florin. Ea este mai degrabă o ilustrare a deșertăciunii, un drum între iluzie și supraviețuire. Aproape resemnat, jurnalistul orădean își trage după sine umbra înspre un mâine tot mai improbabil. Al patrulea deceniu de libertate nu a început sub auspicii binecuvântate. Acesta este finalul cărții. Mai departe, eu zic că ar trebui să dezbatem. De ce am ajuns aici? Da. Înainte de a lăsa pe Florin să ne vorbească, aș vrea să introduc o nuanță totuși. Mai ales la zona asta mai trasă spre macabru, aș căuta o mică contrapondere. Să știți că gazetăria după Revoluție s-a făcut de oameni, numai de oameni de cultură. Toți cei care au făcut gazetărie după Revoluție veneam de la cena cu Iosif Vulcan, toți eram în potență, eram scriitori, nu publicați, nu se putea publica.
Și mă gândesc că aici o mare figură a orașului de care am uitat, din păcate, Radu Enescu, care a lucrat și a revenit în presă, mă ridic la domnul Blaga Mihoc, seniori, să zicem, care erau din alte zone, dar care au prestat o vreme în presă. De aceea să știți că după Revoluție, toate ziarele au fost făcute de noi, mai ales din Cenaclu. Dumitru Chirilă. Dumitru Chirilă, exact. După care s-au subțiat lucrurile și vreau să vă spun că nici azi gazetăria, eu văd după politică, ceea ce a tras societatea, a vulgarizat-o și a tras în jos politicul, după care politicul a tras presa în jos și cred că a agățat undeva mai rămâne Academia, dar care se mișcă și așa destul de fluctuant. De aceea zic, sigur, după aceea s-a întâmplat în presă, unde a retras majoritatea, s-au schimbat lucrurile, s-a făcut presă cine a vrut și n-a vrut, a făcut presă cum se face și azi. Din păcate, presa, eu zic că n-a evoluat în datele ei, aceleași lucruri și aceleași lucruri. Și acum, evident, îl așteptam Florin să ne dea alte și în final intrăm într-un dialog cu întrebări ca să stăm cu mai bine. Dezbate. Da. E groază de oameni care stau în picioare acum. Da, cerem scuze. Terminator. Da. Dar vorbeam înainte. În copilărea mea, nunțile la țară aveau loc în casa făptașilor, să zic. Și fiind casele respective, intram la masă, rândul 1, rândul 2, rândul 3. Mă rog, deci am în glumă. Firește că ar trebui să aplicăm această metodă. Probabil că o să te șochezi. Cu următoarea afirmație, pe care o pot și proba. Sigur, cu toată unda de subiectivism, de care sunt mândru. Când aud pe oameni că sunt obiectivi, mă crispez. Oamenii trebuie să fie subiectivi, că de-aia sunt oameni. Obiective sunt calculatoarele și mai știu ce. Acum, revenind, imixtiunea grosieră, i-asum termenul, al oamenilor de cultură, Vicole, în presă, a cauzat enorm presă. Pentru că am fost stăpânit, inclusiv eu am rătăcit, am fost un astfel de risc, pentru că am confundat planurile. Și ne-am dat seama mult mai târziu, sau cel puțin eu, anume, există o diferență imensă, și Ioan Moldovan știe chestia asta, într-o revistă de cultură, cum este Familia, da? Făcută de critici, de scriitori, da? Și presă. A ști să scrii un text nu te transformă din critic în ziarist. Niciodată. Noi am avut această iluzie și am tras barca pe uscat câțiva ani. Și la un moment dat am plecat cu coada între picioare pentru că am fost inutil acolo. Ne-am reîntors la ale noastre. Eseistică, poezie, ce-o mai fi fost. Oarecum după un eșec eclatant au început să facă presă și s-a născut presa în România, mă refer la Cotidiene. Oameni care n-au avut această himeră a creației și care au sărit în tranșee, au ieșit din comentariu pentru a intra în realitate. Noi, vă rog să mă credeți, dacă vreți, dacă nu să nu mă credeți, noi considerăm o împietate, ne murdărim pe pantofi și pe mâini dacă mergem să facem un interviu cu cineva sau la o grevă sau la nu știu ce. Asta este pentru prostănați. Da, de o tamponare. Asta era pentru plebe, să zic. E bine, în momentul în care au venit oameni în redacții, GDD, dar în primul rând, și chestia, am tras cartușe și în Crișana. Crișana a păstrat ideea de presă, așa cum se făcea presa. Foarte important. Cu tehnici asumate, oameni, sigur, care veneau din școlile trecute, dar, cum să vă spun, trebuia o regulă. Puteam să scriu un eseu despre Kierkegaard, dar asta nu era presă pentru Dumnezeu. Și aveam mulți această iluzie, că suntem grozavi. Aiurea, am ratat. Și presa a avut de suferit din cauza acestei iluzii, să spun așa, a intelectualilor, că sunt și jurnaliști. N-au fost jurnaliști și nici eu n-am fost jurnalist decât în mică măsură. Mult mai puțin decât m-am închipuit eu ca jurnalist. Asta a fost tot. Sigur, părerele pot fi împărțite, nu e nicio problemă. Cartea asta, înainte a venit am cântărit-o. E carte grea, are 568 de pagini. Dacă dai la cineva în cap și nu vă sugerez chestia asta, poate să-i cauzeze. Apoi să dau din cază ce să spun. La fel cum o femeie face un copil în 9 luni, am lucrat la teza de doctorat și a ieșit cea mai mare parte din această carte în 9 luni de zile. Nu mi-am permis nici o săptămână în plus. În 9 de zile mi-a propus 8. Am făcut-o și am făcut-o 9. După cezariană. Dar, cum să spun, într-adevăr, lingând
ziare care n-ar încăpea, să zic, pe peretele ăsta. A fost o nebunie în anul respectiv când am făcut teza de doctorat, după ce 3 ani de zile n-am făcut nimic. Ok, și trebuia să o fac. Și atunci am îmbrăcat, ca să zic așa, profesorul Lagan Hioxie ce spune, am îmbrăcat cămașa morții și am făcut totul. Bun, ce vreau să spun, am recitit cartea completând-o și curățându-o de unele lucruri. Dacă ar fi să pun o stea în piept, ar fi chestia asta, că am reușit, cred eu, să înfățișez o întreagă lume, o lume de acum 25-30 de ani, aproape neverosimilă pentru mine, care reciteam cartea. Cu personaje baroce, cu tembeli, cu ticăloși, cu inocenți, cu fel de fel de fufe care veneau în redacție. Nu vă dați seama cât de important. O legitimație de presă te transforma în zeu. Cum să spun? Iluzie. În momentul în care primeai o legitimație de presă, comportamentul tău era altul. Și vodka pe care o beai la bar avea un alt gust, sigur. Apropo de vodka, da, apropo de vodka, o boală la presă, băi, mă scuzați, am un tic, vodka polar a băgat în mormânt mai mulți oameni decât COVID. Și mulți ziariști. Mulți ziariști. Se cum se bea vârtos. Pentru că... O dovadă clară a faptului că nu erau plătiți bine. Corect. Sigur că da. Cât am fost la Crocev, la Vest, aveam un fotoreporter, nu-i dau numele. Pe vremea aceea, partidele când făceau conferințe de presă, îmi dau conferințe de presă și cu băutură. Păi băiatul meu care mergea la mine, usca tot. Dar nu urca redacție până nu mai completa cu 200 de vot, că la Oliveri, la pa. Cam asta era chestia, asta era primea, asta era... De aceea m-aș îndrăzi să spun, nu mi-a venit ideea ca să scriu un cadru, dar m-a venit acum. Primii 10 ani de presă a fost un exercițiu de exorcizare. De ce? Nu. De exorcizare și am să încerc să explic de ce. Un exercițiu de exorcizare, câte vreme veneam din perioada comunistă, o să încerc să explic, sigur. Veneam din perioada... pe demonul exorcizez, da? Nu o să vă spun biografia mea, dar am asistat într-o noapte dus de cineva la un exorcism din acesta, ca să scoată diavolul din mine. Cred că au mai intrat câțiva în noaptea respectivă. Exorcizare de ce? Pentru că veneam din comunism cu o anumită umbră, cu anumit bagaj, mai mult sau mai puțin culpabil, și căutam să ne mântuim cu un propriu fiecare, într-o atmosferă de suspiciune reciprocă, de justițiarism excesiv și așa mai departe. Asta cred eu că e specific, mai ales presei din primii ani 90, și apoi am spune că presa din Bihor este un fractal al presei naționale. Ceea ce se întâmplă în presa națională, da? Se întâmplă oarecum și aici, pe același model, în același tipar. Cam asta este. Și, să zic, personaje bun, evenimentele. Cartea cred că a reușit să condenseze și să cristalizeze perioada respectivă cu evenimente sociale, cu cumplita sărăcie care vine din comuniști și care se așează temenic pe străzile orașelor și în gospodăriile oamenilor, o sărăcie care naște rușine și în același timp precaritate, inclusiv morală. Lipsa de orizont. Lipsa de perspectivă. Știm bine cum am plecat în primii ani, în 90, pentru că la începutul anului 1990, cum să spun, n-au venit din Occident mult să ne învețe să facem presă, ci noi am năpădit până la Viena și mai departe, exasperându-i pe occidental și făcându-ne iremediabil de rușine pe o perioadă din care încă n-am ieșit. Și barbaria mineriadelor, care ne-a aruncat în... Așa? Sigur, toate acestea se leagă, mineriadele și cele din 90-91, dar și cea din 99, care a fost un
un șoc și pentru noi, dar și pentru occidentali, care vedeau că n-am ieșit, ca să parafrazez pe un scriitor, un filozof francez, că a rămas în aceeași barbarie cu chip uman, să spun așa. Bun, apoi episoadele hilare, am povestit aici de jurnalul de dimineață. Domnule, dacă vei citi, dacă vreți senzații cât mai mari și cât mai puternice, nu era ziar fără o crimă. Mi-am aduc aminte, crimele, Popa Tuns, taximetrist omorât, o crimă din Săl de Bajul de Munte, când un psihopat, sau nu știu cum, așa, și-a ucis fiul cu toporul, l-a făcut bucăți, apoi pe iubita fiului și apoi s-a spânzurat și el. Parate de foarte multe neelucidate nici până astăzi. Asta o trăsătură interesantă. Cu arată și cu Balutistul, Ovidiu, și așa mai departe. Ovidiu Iancu. Toate aceste, un elev de la Gorcu, altul care s-a spânzurat. Ce să vă spun? Un macabru absolut. A fost apoi spuse lucruri despre fotografii de pe prima pagină. Culmea, paroxismul, să spun așa, desmățul acestui macabru este în jurnalul de dimineață Color. A apărut la culoarea verde în 1999. E bine, acolo puteați găsi, deja pe internet apăreau fel de chestii, ei le selectau și le puneau acolo. Nu vă pot spune anumite chestii, pentru că totuși, deși cineva spunea despre scrierile mele literare că sunt bune și sunt asemenea chibritelor, folosesc la ceva, dar să nu fie lăsate pe mâna copilă. De aceea voi spune că unele lucruri nu pot fi spuse aici acum. A fost posibil atunci. Despre... Marea eroare a publicării numelor victimelor. A poza victimei violului. Poza victimei violului. Lipsa poze violului. Dar culmea a apărut în GDD, într-un articular de 10 rânduri, este dată poza victimei, fusese violată la Hotelul Tineretului. Poza, numele, eu greșit numele, una e numele, primul și așa, da? Și adresa, să fie totul numărul de telefon și zodia, da? Numai acolo, cum să zic, dar GDD-ul ăla color, cum se servește un creier de copil, cum se mănâncă un avorton la grătar și chestii de genul ăsta. Incredibil, absolut incredibil, să face pielea de găină pe tine și acum. Nu, nimeni de la aici să vă stau în cap că ziceți asta. Nu, păi și dacă nu recunoaște. Bun, nu știu dacă ai ieșit. El cineva, dar n-a lucrat în perioada sângeroasă. E vorba, da, dar n-a lucrat în perioada aceea sângeroasă, sigur. Și acolo, nu vreau să, deci cum să vă spun, nu culpabilizez pe nimeni. Cel mai bun ziar este ziarul care apare și a doua zi. Să nu uităm că singurul ziar care a murit și s-a întors de la groapă a fost jurnalul de dimineață. Jurnalul de dimineață dispare în 94, în aprilie. E vorba de Narcis Steche, de care a fost director, după ce s-au despărțit, după un scandal. Ar trebui să vă țin până dimineață să spun toate chestiile acestea. Se duce la Salonta, acolo câteva nu rezistă, după aia aleargă după el și vor să-i dea în cap. Și apoi, stați puțin, dacă avem și noi, apropo de presa de tip Cristoiu cu găina care a născut cu ipii, e bine, Liliana Sime, pot să-i spun numele, a găsit în Ciumeghiu un caz, o oaie a fătat un miel cu chip de copil. Asta a fost și la noi, mă rog, dar n-a putut fi ilustrat. De ce? Pentru că respectivul gospodar, oripilat, de ce, a îngropat produsul de concepție al oi. Și n-a mai putut nimeni demonstra ce chip avea mielul respectiv. Deci lucrurile acestea frisonante, unele dintre ele. Apoi, apoi a fost scandalul acela din Provara absolut oridă cu Augustin Culici, cu orgia
și cu making, cu orgia, cu fetele aduse din nightclub, din băi și orgie în cum se numește, la stradul Ioșianot, cu cei din blocurile din jur, uitându-se ce se întâmplă acolo. Ce zic? Ce orgie care a început în barul Hotelului Internațional și la care asistase un polițist care era acolo cu familia, cu soția. Mă rog, uneori polițiștii în nightclub-uri țineau de decor. Ok. Dar nu numai. Ce să mai spunem? O groază de chestii care încă le găsiți în carte și nu vreau să ratez seara fără, în 5 minute termin și așa, fără a vorbi despre acel caz Vasile Popa. Procurorul Vasile Popa. În articol, eu încerc în 10 pagini, 15 pagini, să disec o investigație de presă. Arătând un lucru, încercând să arat un lucru, că la un moment dat, jurnaliștii aveau nevoie de surse. Sigur, scandalul din parchet, fiecare vâna cei mai gras. Bun, ca să scrii. E bine, la un moment dat, sursele, de fapt, îi foloseau pe ziariști pentru a-și face propriile jocuri. Așa s-a întâmplat în 1998-99 cu cazul Vasile Popa, un procuror, căruia i s-a săpat mormântul de șefii lui. Șefii parchetelor rodene au lucrat ca niște infractori, ca niște mafioți, încercând să le elimine. De ce? De ce? Dintr-un motiv pe care l-am aflat mult mai târziu. Pentru că în joc erau interesele SRI-ul. SRI-ul care executa ascultări ilegale, da? Și lui Vasile Popa i-a venit dosarul celui care venit din... Tocmai venit în statul unde nu vă spun numele acum, a găsit tot un carte. Până acum SRI-ul nu a reacționat la chestia asta, nici nu a confirmat, nici nu a infirmat. Așa? Și cum se zice, Vasile Popa, în inocența lui, n-a vrut să dea NUC, sau cum se numește, NUC. A refuzat să dea NUC și l-a chemat pe ăla la audiere. Ăla s-a dus la șeful parchetului. Bun, de la Rad. Da. Băi, de ce fac eu? Și l-am dublat, că rezolvăm. Acum, bun. Și Vasile s-o și înfuriat. Băi, dar ăsta mă ignoră și nu vrea să facă. Și las că e razul lui. Și atunci s-a făcut o întâlnire a mafioților ăstora cu șefii parchetului și zic, care e punctul slab al lui Vasile Popa? Băi, îi plac muiere, e muierat. Gata, îi rezolvăm treaba. Și atunci au pus-o pe Mihaela Terhei să-l avient în prima zi. Dar Vasile tocmai mergea să joace fotbal cu băieții la sala sporturilor. Și ce nu, hai mâine seara. Ea fiind soțul ei, de care divorțase, fiind acuzat de, ziceți, de ce? De evaziune fiscală și ea fiind implicat în chestia asta. Și porunca care i s-a dat lui Mihai a zis, băi, încearcă să-l vrăjești pe ăsta ca să-l prinde. Vine a doua zi, toată echipa era pregătită în frunte, domnul Meseșan cu abatul de cameraman, ușa era închisă, ea l-a provocat. Ea a intrat, a zis, hai să închidem ușa. Nu vrei să faceți? Ba da, zice Vasile. Și când se dezbrăcau... Ca un procuror onorabil ce era. Ăsta sparge ușa și încerc să filmeze. E bine. Băi, chestia care este absolut, nu știu cum să o numesc, de science fiction, atât de tulburat a fost Vasile, încât el nu mai știu dacă a făcut sau nu sex cu aia. Ca filmul ăla, a fost sau n-a mai știut. După aia s-o dezmetit și stai mă, că de fapt nu. N-a știut ce să zic. Haide, dar băieții, șefii lui, montaseră toată această chestiune, încercând să salveze pe cel care... Știți cum îl cheamă? Cel care a aflat... Pompiliu Prim. Dar nu citesc nicio sursă și nu spui ce s-a avut dosarul lui. Bun. Nu asta e important acum. Nu asta e important. Pompiliu Prim a fost trimis în judecată pentru chestiunea respectivă. Consecințele au fost, atât Dragul Vodea și Gheorghe Bon, au fost eliminați din fruntea distanțelor. Dar nu știu dacă ca efect la această poveste. Găsiți în carte toată povestea spusă la amănunt, că n-am timp să
să spun acum. Deci, în numele libertății de expresie, aș spune că lucrurile n-au stat tocmai așa. Sigur. Și că, în bună măsură, este o interpretare. Da, este o interpretare. Este o teorie, cea pe care o publicăm în carte, făcută, bazată pe mărturiile schimbate ale femeii în parcursul tentativelor de apărare a lui Vasile Popa. Tentativă de apărare, adică strategie de apărare care a fost gândită de cunoscutul procuror Lele, prietenul tău. Nu, cu siguranță că accesul, tu ai avut acces la aceste informații, din această sursă. Nu la informații, am avut acces la dosarea a realității. Acea femeie, femeia respectivă, atât în procesul verbal când s-a făcut flagrantul la Vasile Popa și au fost găsiți acolo, atât în procesul verbal acela oficial, cât și într-un interviu dat nouă jurnalului Pionar la vremea respectivă, spunea foarte clar că a făcut-o cu Vasile Popa și nu odată și de mai multe ori și mai departe. Mai mult decât atât, soțul a ieșit din pușcărie, mi-amintesc că am găsit articolul recent, soțul a ieșit din pușcărie, vine și dă un interviu ziarului și spune cum să lucre, era o pramatie nevastă-lea și mie mi-a spus foarte clar, băi, ce rezolvați cu capul, într-o lună, eu rezolv cu fundul în două minute. Și el ducea că, cu siguranță, ea a mers și la nu, dar ce vreau să spun, un singur lucru. N-a fost o investigație de presă, a fost relatarea unui eveniment la care n-am participat. L-am relatat post-factum. Știi bine cazul Pălcuț, pe care l-am regizat noi. Suntem în 2013, și investigație, da, vreau să spun. Deci noi am relatat. A fost o informație venită pe surse post-factum pentru că vierunea parchetul de ce anume s-a întâmplat. Era ceva alucinant. A fost un subiect jurnalistic. Nu l-am pritocit, dacă am fost folosit sau nu. Asta nu știm, nu știm. La fel de bine poate să nu fie adevărată toată teoria asta pe care ea a făcut-o ca să-l scoată pe Vasile Popa în strategia de apărare, ca să-l salveze. Să nu uităm, și cu asta închei, cine este Vasile Popa și ce fel de personaj este Vasile Popa. Astăzi, în vreme ce noi stăm și dezbatem liber aici, este condamnat la 6 ani de pușcărie pentru șpagă, șantaj, abuzuri, o avere nemăsurată, ca să nu mai spune că a fost un muieratic în dragia sa existență. Și atunci toate lucrurile astea puse cap la cap, lasă impresia că acolo a fost ceva. Din punct de vedere jurnalistic și al interesului public și al interesului general, era următoarea chestiune. Cum poate un procuror să accepte să se întâlnească într-un mediu privat, la el în birou, în cadrul parchetului, și să aibă relații de astea nepotrivite cu pantalonii, vine cu cea pe care o cerceta? Era ceva inadmisibil din orice perspectivă. Dar bun, pe Doreana nu este pro Vasile Popa, e vorba de altceva. Da, nu, deci de catemers jurnalistic, ai zis de capul ăsta. Da, nu putem dezbate toate capul ăsta. Da, putem continua. Bun, hai să vedem, vă opresc aici, pentru că iarăși ar putea vorbi foarte mult. E ora 7, da, vă rog. Nu, o secundă înainte și trecem la dezbatere. Eu vreau să revin la o nuanță, domnule, ce zise, la Gazeta de Vest. Să știți că mi-amintesc, mă mutasem la Gazeta de Vest. Ca să vedeți o contrapondere, că nu era toată presa așa la început. Avea 16.000 de exemplare apăreau și toată Gazeta de Vest erau editoriale de la prima pagină la ultima. Să venea 16.000 de exemplare. Eu stăteam undeva în logerul și n-apucam să cumpăr. Noi nu știam, nu se inventau să nu știa ce reclamă. Toți scriam, toți eram cu Florin, cu toți, numai editor eseul. Din cap până în picioare. Vă dați seama, se lua 16.000 de exemplare. Ce am fost la 11 de ziua. Da, și eu stăteam, la de apucam să rugam pe ceva să-i țină și mie o Gazeta de Vest. Ca să vedeți cum decad și cum se mișcă. Lucrurile s-au rezolvat în jumătate de an, a căzut. Da, am pierdut cu toții. Da. Nu discutăm motivele. Bun, și acum atingem chiar la dialogul. Întrebare. Da. Despre carte am o întrebare pentru autor. Ca unul care m-am întors în orașul natal după terminarea școlii, sigur că am pierdut trăirea în direct a celor relatate de tine până în 93-94. Așa. Și de aceea, mie mi s-a părut și datorită scriturii, apropo de ce spuneam, da, ca un roman polițist, felul în care este descrisă permanenta lupta pentru putere din cadrul redacțiilor, ceea ce în Cluj, unde uceliceam eu, nu se întâmplase. Și eu eram
citind, eram mirat. Cum să lăcie pentru... Și de ce? O derizorie, odată astăzi, și o, anul, din perspectiva anului 2022, o indisciplină cumplită. Deci, avea loc schimburi... Și întrebarea este dacă ai avut curiozitatea să compari parcursul presei din Bihor în primii ani, să zicem până în 92, pentru că atunci au fost primele alegeri libere, cu parcursul presei din jur, să zic, sau măcar din ce ai avut acces. Nu. Deloc. Nici curiozitate. Curiozitatea, da, dar n-am mijloacele să putea să compar. Dar diferența dintre presa din Oradea și cea din Cluj nu e atât de mare cum pare la prima vedere. Dar Clujul era dublu cât Oradea. Deci, cum să zic, contează de unde îți recoltezi financiar consecințele ca să existi. Aici concurența a fost foarte mare și dezertări din redacții, ca la cluburile de fotbal. Se transfera de la redacție la alta, cum să spun, extrem de frecvent se întâmpla. Liber de contract, da, și se practica, mă rog, ok, la un moment dat m-am pomenit cu Sorin Petrache la vezi. Dar mă rog, sunt lucruri, încă o dată, s-ar putea vorbi foarte mult, personaje, uitate acum, Țincă, de exemplu, Ovidiu Țincă, scandalul cu Maghia, corect, și așa și mai departe. Foarte, foarte, foarte multe. Cineva dorea să întrebe ceva. Da, da. Eu, fiind decât un profesor de engleză, anumite subtilități ale limbii române și ale limbajului jurnalistic îmi scapă. Și de asta, când ai spus că ți-a vorat 9 luni să produci opusul copicul, așa, mi se pare ușor de liniștitor ceea ce am simțit. Da, pentru mine, da. Mă cred, la vârsta asta, ai în vedere o schimbare de gen? Chestia asta a fost făcută cu 16 ani. Nu acum. Nu acum am studiat. Presa. Iar cu schimbarea de gen mă abțin să fac comentarii, că nu știu la ce mă aștept ziua de mâine. Și devine ereditar. Ereditarea mai serioasă, că ai pomenit de serii și de așa. Deci, practic, recunoști că a existat o lucrătură. Cu alte cuvinte, împărtășești perspectiva lui Liviu Dragnea cu statul paralel? Nu. Derapăm în chestiuni care nu țin de discuția noastră. N-am de-a face cu Liviu Dragnea și cu statul paralel. Eu simt teamă. Chiar nu mă pricep la chestii paralele, nici în gimnastică, nici în politică. Da. De ce ați ales să publicați teza de doctorat de Bogota acum, ce nu mai devreme? În primul rând, pentru că am fost ocupat cu alte proiecte. La un moment dat, lucrurile se coc în timp. La fel ca și fructele mâniei. Așa. Și la un moment dat, aruncând un ochi peste carte, am văzut unele chestiuni care m-au stridente, care nu mi-au plăcut. Și atunci am simțit nevoia să revizuiesc textul, da? Stilistic în primul rând, să fac unele îndreptări acolo unde au fost erori și să vin cu o secvență până la zi. De ce acum? Pentru că, cum să spun eu, ai nevoie de efectul de distanță la jur. Pentru a vedea și pentru a te autoevalua ce ai făcut, nu faci la 5 luni după ce ai făcut un lucru, ci la 5, 10, 15 ani. Aceasta îți dă luciditate, efectul de distanță, poți să privești cu o critic ce ai făcut înainte, nu mai ești amorezat de propria ta faptă și cred că acesta este intervalul nimerit. După 15 ani, cred că merită această carte să apară și mai vreau să spun un lucru, care ține de un registru confesiv, să spun așa, nu întâmplător, cartea a fost lansată astăzi, pe 7 decembrie, pentru că este ziua de naștere a mamei mele și, cum să spun, am vrut prin asta să mă absorb de o culpă în ochii ei. Culpa fiind aceea că mama a fost destul de afectată când am scos schițe erotice. Acum, să zic, lucrurile se compensează și serios. De 6 ani este
în altă parte. Mama și sper că, că acceptă scuzele mele sub forma lansării acestei cărți. Și eu am o întrebare vis-a-vis de carte. În primul rând, de ce istoria și nu o istorie? Mai ales că ne asumăm subiectivitatea. Da, este o istorie dintr-un... Deci, o, dintr-un, nu toată. Dintr-un seu de orgoliu, poftim. Eu cred că este istoria jurnalismului bihorean și nu este făcut istoria aceasta de un colectiv de domn sau de tovară, ci deasupra este numele celui care comite istoria. Și o asum. O altă întrebare. Deci este decis o istoria. Este despre metodologie. Pentru că aici, în discuțiile pe care le-am avut, care sigur sunt foarte simpatice și minunate, dar n-am înțeles cum să înțeleg ce e același jurnalist față de aceste întâmplări colectate de jurnaliști și puse nu știu unde. Deci, care a fost metodologia asta? Metodologia a fost clară. Am luat cronologic, am citit, am lit ziarele respective, am făcut o, selecție, că nu puteam, trebuia să par un roman fluviu dacă scriam tot ce era acolo. Multe chestii erau derizorii, nesemnificative, fără interes public, mă rog. Am încercat să selectez anumite chestiuni, mergând pe informații relevante sub raport politic, social, de mentalitate, cristalizând un tablou al acelor vremi. Și dacă veți citi, eu cred că, sper să nu mă fi înșelat, cred că mai mult decât faptul că este o istorie a jurnalismului bihorean, este o istorie a acestui loc în care s-au întâmplat atâtea între 1989 și 2000. Asta cred eu că a ieșit până la urmă. Metodologic am luat 90, 91, 92, 93. Fiecare capitol, fiecare an este prefațat de o analiză generală, asemnat anul respectiv, un plan național, uneori chiar european și așa, și apoi venit cu ziarele analizate pe rând cu tot ce a fost semnificativ în anul respectiv în ziarul acela. Crișana, jurnal bihorean, jurnal de dimineață, vezi cât a existat, săptămânalele, ce mai departe. Eu sunt bucuroasă că există și am fost și mai bucuroasă când a existat, că după cum știi, eu am dat cu pare un cap la tine să o faci. Bine că am scăpat cu viață. Sunt bucuroasă, dar mă așteptam ca istoria jurnalismului să fie despre jurnalism și nu despre aceste fapte colorate. Despre asta este vorba? Da. Nu e despre istoria faptelor, ci este mai mult decât atât. Este și o analiză a presei și o analiză a transformărilor. Mai sunt întrebări sau ți-aș spune și o întrebare? Da, te rog. Hai, uite-mi să te încurc puțin. Spune-mi, te rog, cum consideri tu, pentru că oșilează e scriitor în același timp și ai fost și jurnalist, gazetăria este un pas spre statutul de scriitor sau o capcană? Nu are de face nimic jurnalismul cu literatura. Absolut nimic. Au în comun doar alfabetul limbii române. Jurnalismul are drept principiu fundamental adevărul, este orice jurnalist care încearcă să eseizeze și să facă așa, derapează flagrant și iese din zona jurnalismului, încă o dată, jurnalismul are de-a face cu jurnalistul relatează fapte întâmplate fără niciun fel de adaos estetic. Principiul fundamental este adevărul, verosimilitatea, ceea ce s-a întâmplat. Pe când scriitorul are de criteriu fundamental esteticul. Atât, el nu dă seama dacă personajul meu din folia a troa, cum se spune, este adevărat sau fals. Scriitorul nu are de-a face cu adevărul și cu falsul. Are de-a face cu maestria, cu... Avem și ceva. Sigur, nu acum nu mă întreb, mai sigur că avem memorie. Jurnalismul cultural. Asta numit un jurnalism narrativ. E vorba de altceva. Intrăm în chestii specioase și nu știu dacă... Când ziceai mai devreme că a fost o greșeală, dacă și-a pus amprenta în mod negativ ridicarea intelectualității în primii ani în presă. Da. Eu vin și te întreb, dacă n-ar fi fost ei, cine ar fi fost sau cine ar fi putut umple acel gol și
mă întreb și eu de la cine aș fi putut eu învăța atunci sau de pe cine m-ar fi putut ghida sau măcar cine mi-ar fi dat direcție. Da, bună întrebare, o întrebare capcană în același timp. Sigur că nu era cine. Au venit toți cei care au crezut că au ceva de spus. Mă rog, și scriitorii sau cei care scriau poezii, prese de teatru, în parte, sunt cei care aveau iluzia că sunt și ziariști. Dar nu eram ziariști. De chestia asta mi-am dat seama târziu, Florin. N-avea cine veni. Nu putea veni mașinii să facă presă. Dragul meu, nu avea. Dar la un moment dat, JDD și apoi Jurnal Tihorean, redacțiile acestea s-au constituit din oameni care au început să fie jurnaliști. Care n-au avut această obsesie a marelui scriitor. S-a sufit, s-a terminat. Gata cu iluzia asta și din momentul respectiv presa bihoreană are curs. De-abia din 92-93. E punctul meu de vedere, firește. Pot greși, nu spun că am neapărat dreptate. Dar e un punct de vedere. Pentru asta nu să se arestăm pe jurnaliști, acum pe oameni și să-i culpabilizăm. Nu vreau să-i culpabilizez. Sigur că au intrat. Așa cum spunea Ioane Pop aici. Enescu este important, dar iarăși numai prin abuz îl putem numi jurnalist pe Radu Enescu, care a scris, într-adevăr, articole de opinie, numai o secundă, excepționale în Noua Gazetă de Vest. Dar numai prin abuz îl putem numi jurnalist. El era un comentator, absolut genialoid, aș putea spune, un tip, mă rog, poate cel mai important om de cultură după Ovidiu Potruș, poate din Oradea, după al doilea război mondial. Discuțiile pot continua. Dacă nu sunt alte întrebări, eu vă mulțumesc mult că ați venit în seara asta aici. A fost un efort pentru mine de a scoate istoria jurnalismului bihorean și nu întâmplător e lansată în seara asta. Avem în spate unele concluzii și unele produse care țineau de felul cum se făcea jurnalism atunci. Nu am văzut că am părin ca am vă mulțumesc că ați venit la Muzeu. Cine vrea autografe, vă supun.